O veritabilă Atlantidă românească, dar care nu are nicio legătură cu marea, se află în apropierea curburii Carpaților. Țara Luane este localizată, potrivit legendei, în munții Buzăului, iar pe raza localităților Colți, Bozioru și Brăiești se află 10 așezări rupestre locuite încă din vremuri îndepărtate, dar și monumente ale naturii, în jurul cărora de-a lungul timpului s-au țesut numeroase bazme și legende, precum și numeroase povestiri despre dispariții umane și fenomene paranormale. Așezările rupestre de la Nucu Aluniș, cu 29 de locuințe, se află la 6 km de centrul comunei Colți, pe raza localităților Colți, Bozioru, Brăiești. Cea mai cunoscută așezare rupestră este biserica din piatră de la Aluniș, săpată în piatră de doi ciobani, Vlad și Simion, în jurul anului 1274 și atestată documentar în anul 1351. Aceasta a fost schi de călugări până în anul 1871, iar de atunci este biserica satului Aluniș, cu hramul tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. În țara Luanei se află 10 peșteri și grote fascinante, printre care se numără și Agatonul Vechi, Dărâmătura, Agatonul Nou, Peștera lui Dionosie Torcătorul, Fundătura, Fundul Peșterii și Peștera lui Iosif. Toate aceste monumente ale naturii adăpostesc povești străvechi, dar și urme care dovedesc că acum 2500 de ani ele erau locuite. Această zonă se mai remarcă prin existența a numeroase stânci și pietre încărcate de simboluri și semne străvechi, încă puțin cercetate. De asemenea, s-au descoperit intrări ciudate în pământ sau locuri în care oamenii s-au confruntat cu fenomene strane. De altfel, localnicii vorbesc despre dispariții neobișnuite ale unor oameni, călătorii în timp sau oseminte de uriași scoase din pământ și ascunse de autorități. Misterele din munții Buzăului sunt de câțiva ani un subiect inepuizabil de dezbatere printre împătimiții fenomenelor paranormale. Relatări despre dispariții inexplicabile ale unor persoane, despre morminte ale unor uriași, apariții de OZN-uri sau defectări ale aparaturii electrice sunt frecvent publicate pe bloguri sau în publicații de specialitate. Cercetătorul Vasile Rudan susține că munții Buzăului sunt cunoscuți ca regiune unde se manifestă fenomene ciudate. În această zonă, susține Rudan, cerul capătă o intensitate ce nu poate fi descrisă prin cuvinte, pe care oamenii de știință o măsoară în grade Kelvin, având valoarea de peste 23.000. Ca o comparație, azurul cerului deasupra marilor orașe abia depășește 16.000 de grade Kelvin. La Bozioru, ghizii locali sunt întrebați deseori de turiști despre povestea dispariției unor brăileni la începutul anilor 80 despre care au citit în presă. O primă referire la aceste dispariții face un bărbat pe nume Dan. El relatează despre doi brăileni care în anul 1980 au plecat spre cătunul Nucu într-un loc numit la Tihărie. Unul dintre ei s-a gândit să facă o urcare pe una dintre stâncile cu forme ciudate din zonă. Folosind echipamente de alpinism, tânărul a urcat până în vârf, de unde a strigat la prietenul său: "Uite ce am găsit!" S-a aplecat, a ridicat ceva ce părea a fi un lanț metalic și apoi a dispărut. O vreme ce el rămas jos, a așteptat ca prietenul său să termine cu glumele. Apoi s-a convins că s-a întâmplat ceva cumplit. L-a anunțat pe fratele dispărutului, care a sosit din Brăila cu o echipă de 10 persoane, unele din Ministerul de Interne. Chiar fratele dispărutului a urcat pe stâncă, a găsit și el lanțul metalic pe care l-a ridicat, după care a dispărut și el. Cei doi frați, căutați în zadar prin împrejurimi, n-au mai apărut niciodată. Unele persoane ar fi dispărut ca mai apoi să apară în alt loc, după o anumită perioadă, fără să își aducă aminte ce s-a întâmplat. După cum reiese din poveștile sătenilor, adunate de profesorul de română din comuna Bozioru, Ilie Mândricel. În povestirile bătrânilor sunt referiri și la oameni care au găsit tezaure sacre și au fost azvârliți din locurile unde au fost descoperite aceste comori de către spirite. Deasupra fostului schid Găvane, pe podul Manciului, oamenii au văzut flăcări ce joacă pe comori. Nefiind pricepuți în interpretarea semnelor, s-au grăbit și au săpat. Comoara de aici era însă juruită, iar săpătorilor le-au apărut spaime, fel de fel de călugări și draci care le-au luat mințile și au dus în alte locuri.
Când și-au revenit, ei au povestit cum în timp ce săpau au apărut spirite, după care s-au trezit departe de locul unde se aflau, de parcă ar fi fost ridicat și aruncat de acele spirite ce păzeau comoara. O altă poveste se referă la un oarecare mătăreanu care, săpând după o comoară, s-a trezit după vreo săptămână departe de acel loc, într-o poiană în pădure, unde l-au găsit oamenii cam zăpăcit de cap. Acesta uitase și cum se numea. În munții Buzăului întâlnim și legende despre uriași. În Scăieni, cel mai vechi sat din zona Boziorului, au fost descoperite schelete umanoide care măsurau peste 2,5 metri. Ceea ce a frapat în mod deosebit era dimensiunea cranilor, care erau cât dovleci de prăsilă. Descoperirea a fost făcută absolut întâmplător când oamenii au vrut să planteze o livadă de meri pe o colină din zonă. Scheletele erau intacte, iar lângă ele au fost găsite mai multe fragmente de oale. Oamenii au continuat să sape și au dezgropat câteva schelete, dar apoi au decis să lase restul mormintelor intacte și au încercat să sape printre ele. Ei sunt convinși că scheletele descoperite aparțineau uriașilor despre care vorbeau legendele din bătrâni. În vechime, cu mult înainte ca localitatea să fie atestată, se spune că zona Boziorului era locuită de uriași sau tartari. Legenda spune că aceștia ar fi construit două tuneluri sub niște stânci enorme și că tot ei ar fi sculptat stâlpii tăiniței de pe muntele cu același nume, zonă în care nu poate ajunge picior de om în zilele noastre. De asemenea, pe muntele Tăinița există un loc unde în stâncă sunt săpate scaune domnești, a căror origine este inexplicabilă pentru localnici, deoarece se află la înălțimi foarte mari și în zone inaccesibile. Țara Luanei, denumirea metaforică a ținutului muntos al Buzăului, se datorează unei legende care de generații întregi circulă pe cale orală printre țăranii din această regiune. Bătrânii povestesc că în vremuri de mult uitate, în munții Buzăului domnea un rege bătrân și înțelept, Luana, ale cărui cetăți atingeau cerul. Apărătorii cetăților erau viteși, netemători de moarte, care luptau numai pentru dreptate, iar regele le vindeca rănile cu apele fermecate din valea izvoarelor. Vrăjmașii împinși de pismă, în care de foc, au doborât soarele Luanei, pământul s-a cutremurat din încheieturi, iar pe locul cetății, scoarța terestră a rămas pustiită, semne care se mai văd și astăzi. Legendele din țara Luanei sunt mai numeroase, nefiind însă confirmate de studiile științifice. Munții Buzăului au fost incluși din cele mai vechi timpuri în geografia sacră a lumii. Peste această zonă se întinde un cer straniu, albastru, de o intensitate extraordinară cum rar ți-e dat să întâlnești. Totodată, bătrânii povestesc de experimentele cu copii supradotați făcute de fosta securitate, transportați aici cu autocamioane militare, dar și de fenomene stranii, cum ar fi dispariții de persoane care au reapărut peste ceva timp. Să fie acest loc o poartă către lumea de dincolo, o poartă a lui Dumnezeu? O altă legendă legată de țara Luanei este cea a unei fete frumoase care a venit într-un car de foc pe pământ, posibil navă extraterestră. Legenda spune că fata s-a îndrăgostit de un localnic. Luana a reușit să învețe pe oameni cum să scrie, să citească și medicină, arătându-le efectele miraculoase ale apelor vii și moarte din regiune. Fostul iubit din cer a înnebunit de gelozie și când a aflat unde se ascundea Luana, a pornit un război împotriva localnicilor. În această legendă, Luana i-a învățat pe oamenii locului cum să se ascundă în stânci, acolo unde nu ajungea focul, ceea ce explică existența așezărilor rupestre de la Bozior. Se pare că atunci când unul dintre localnici era atins de foc, Luana îl vindeca pe loc cu apă moartă și apă vie. Legenda care localizează stâncile în care se ascundeau localnicii ca fiind cele din zona Cozanei și care plasează pe platoul Martirei locul unde ar fi avut loc atacul din cer, ar putea explica existența așezărilor rupestre din colți și a descoperirilor arheologice făcute aici. Cercetătorii au găsit în peșterile din zonă desene ale unor vârfuri de săgeți și pumnale care datează din secolele 6 și 4 înainte de Hristos. Cercetătorii susțin că, deși poveștile despre țara Luanei nu sunt confirmate de studiile științifice, pot fi făcute conexiuni între anumite elemente din legendă și realitățile locului. Soarele amintit în poveste, care strălucea zi și noapte deasupra acestei cetăți, poate fi invocarea unui cult solar,
Dumnezeu văzut prin prisma soarelui, Dumnezeul care se află mereu deasupra creștetului nostru. În ceea ce privește izvoarele tămăduitoare din legendă, avem corespondenți și în realitate. Știe toată lumea că zona rupestră Nucu este o adevărată vale a apelor tămăduitoare, susurând un izvor cu proprietăți tămăduitoare și care în vremea lui Ceaușescu ar fi fost verificată, iar în urma brevetului obținut ar fi fost ridicat acel stabiliment balnear de la Fișici.